Sacrilegiu! Blasfemie! Nici nu vă salut, bună ziua! Ce se gătește acolo? Ce se gătește? Ia veniți mă în coasă să vorbim. Băieții castraveții... Ai un banc pentru noi? Ia stați mai aici. Bă, un telefon v-am transmis prin Joe, prin Nadir, prin toată lumea. Spuneți-le, bă, că în caz de ceva, să-l sune pe părintele la vagabonțeala vieții lui. Tu erai. Care are dreptate, tristețul. Asta se cântă cu mâna pe inimă, bă, băiatule. Asta și, asta și. Nu se poate, sunt convins că știți că e o piesă din 58 câștigătoare la San Remo, care se numește Malafemna. Nu știu. Bravo, bravo. Sunt convins că știți pentru cine a fost scrisă. Ia Titi Rucăreanu, Dumnezeu să-l odinea. Sunt convins. Bravo. Că m-ați văzut la sala Palatului cântând cu Brânciu. Bravo, bravo. Și cu Georgeac, Dumnezeu să-l ierte. Bravo. Și cu Neanelu Ploieștean. Care o știu mai multe variante. Bine, nu reghe. Care am fost profund atins la coarda sensibilă de atâtea ori de această piesă. Bă, un telefon să spui și o să zic, bine, bă, ia-o. Ne-am permis și fără acordul tău. Am plătit de atâtea ori pe piesă, am apreciat de atâtea ori această piesă, încât ați putea să-mi dați drepturi de autor. Bă, felicitări, sună foarte bine, bravo. Mulțumesc din suflet, ne bucurăm că vă place. Ce faceți? Cum e? Bine? E bine, e bine, ne e foame, miroase bine la voi. Ce ne întrebai mai exact? Zi-mă de piesă, lasă asta. Da, trebuie să spunem în primul rând cine a făcut-o. Tenistocle Popa și Aurel Storin. Da. De acolo ați luat drepturile? Nu prea le-am luat. Sunt ale moștenitorilor, celor care au făcut piesă. Aha, am înțeles. Și cumva totul e... Totul e gratis. E gratis și rezolvabil, am înțeles. Îți place așa genul ăsta? Ca și muzica. Da, da, da. Da? Ne bucurăm că aducem o piesă românească cu tradiții, aducem din nou pe... E un trend acum. Noi facem asta mai de mult. De mai mult timp. De mai mult timp. De la Seluț am luat basma, nu e așa? Exact, am spus că trebuie să continuăm. Și ție ce foame, miroase prea... Și mie, și mie. Dar sunt bucuros și... Sperăm să vă plac. Pe Facebook îi găsiți pe ai noștri. Udi are o pagină în fotografie și domnul în ținută casual, dar fără pantaloni, că uneori dimineața mai uit să-ți iei echipamentul complet, când ați văzut și în videoclip. Dan Petcan în regie. Zi cu mulțumirile. Exact. Da, îi mulțumim domnului Dan Petcan. Celor care au făcut piesa le-am spus numele. Mulțumim familiei, nu știu cum să-i mai mulțumesc. Producătorilor. Ție că ne-ai dat voie să luăm piesa. Mulțumim Cat Music și... Așa? Și lui Mihai Trăistariu, ca idee. Bine, Randy mulțumește în mod deosebit. Ce mă bagi în gura lupului? Da, deci Udi de la X Factor, Randy de la Eurovision. Iată, iată. Doamne, ce-am mai râs. Nu, ce-am mai apreciat momentul. De ascultat piesa asta, găsiți și pagina lui Randy, care arată cam la fel ca pagina lui Udi. Randy, pur și simplu, acolo pe Facebook. Pe domnii de la instrumente, nu-i găsiți niciunde. Și nici nu o să le zicem, și nici nu o să le zicem numele. Și nici nu o să le zicem numele. Puteți să vă luați și voi un basist. Eu ți-am spus de când te cunosc. Deci el e Radu, da. Alex, Relu și Mihai. Cred, sau ceva. Toți, Doamne, cu instrumentele wireless. Așa. Și nu i-am dat. Și nu i-am dat cât aș fi vrut. Pauză, ne întoarcem la Neața. Mai bine ca în Paris.